Jocurile Olimpice din acest an s-au terminat de mult, însă eu am simțit nevoia să culeg tot felul de informații despre acest eveniment, care nu e de azi, de ieri. Până în 1992, atât Jocurile Olimpice de iarnă, cât și cele de vară se desfășurau în același an. După aceea s-a trecut la forma de acum, când între cele două competiții este o distanță de 2 ani. Prima olimpiadă a avut loc în anul 776 înainte de Hristos. Bineînțeles, nu toți specialiștii sunt de acord cu această dată, unii istorici propunând alte date situate în intervalul 884-704 înainte de Hristos. Dimensiunea primului stadion olimpic a devenit unitate de măsură. Astfel, un stadion este egal cu 400 de metri. Perioada de 4 ani dintre două jocuri olimpice a devenit una din uneltele cu ajutorul cărora grecii măsurau timpul. Milo din Croton este singurul atlet din toate timpurile care a reușit să obțină victorii la 6 ediții ale jocurilor olimpice. Despre acesta se spune că imediat după încheierea unei ediții, obișnuia să care un vițel nou născut în spate timp de 4 ani până la următoarea competiție. La începerea unei noi competiții, el căra animalul matur în spate pe întreaga lungime a stadionului, iar apoi îl omora și îl mânca. Competiția a fost considerată obicei păgân și ca atare interzisă după instaurarea creștinismului ca religie oficială în Grecia. Acest eveniment a avut loc în anul 393 după Hristos, la inițiativa împăratului roman Teodosiu I. Maratonul nu se numără printre competițiile olimpiadelor antice. El a fost introdus abia în perioada modernă, iar primul maraton în cadrul olimpiadei a avut loc în anul 1896. Știați că filozofii Socrate, Pitagora, Platon, Aristotel sau fondatorul medicinei Hipocrate au participat ca atleți la Jocurile Olimpice? Platon chiar a câștigat două ediții ale olimpiadei la un pancration, un sport de contact definit ca un mix de box și wrestling. În regulamentul de desfășurare al Jocurilor Olimpice se prevedea pedeapsa prin biciuire a concurenților care încercau să corupă arbitrii sau ceilalți competitori. Ehe, cum era odată! Baronul Pierre de Coubertin a fost unul dintre fondatorii Jocurilor Olimpice moderne. El credea că lipsa pregătirii fizice e unul din motivele pentru care francezii au pierdut războiul cu prusacii și totodată dorea să ofere țărilor lumii și o modalitate pașnică prin care să se poată întrece, nu doar prin război. A doua ediție a Jocurilor Olimpice desfășurată la Paris a reprezentat prima ediție la care femeile au avut voie să concureze. În prezent, la Jocurile Olimpice participă reprezentanții din 203 țări. Până în prezent, singura dată când țara organizatoare a Jocurilor Olimpice de vară nu a reușit să obțină nicio medalie a fost în 1976, Montreal, Canada.